La bună revedere, prieteni, la ce altceva decât la momentul de poezie. Rămăsesem la întâlnirea cu numărul 828, pe care v-am anunțat-o de ceva vreme, dar iată a venit momentul să o și filmăm, ca să ne apropiem cu adevărat de poezie și de alți trei autori. Pentru că, așa cum știți, eu, Armada Filipine, vă prezint de foarte multă vreme, iată, de 827, aceasta este întâlnirea cu numărul 828, mă repet, câte trei autori de poezie pe coloane sonore care să ne facă și ele bucurie. Autorii pentru această întâlnire sunt din Franța, Sylvestre Clancier, și din țara noastră, Claudiu Dogaru și Teodor Sandu. Ascultăm un concert pentru pian de Mozart, o bucurie, bănuiesc că se aude și vă place și dumneavoastră, la pian Mitsuko Ukida, o japoneză care își pune toată energia și talentul în interpretare și reușește să fie la înălțimea așteptărilor. Înregistrarea este din concert. La început au fost aplauze, asta înseamnă că oamenii de acolo știau. Sper să avem și noi la final aplauze pentru poeții pe care i-am selectat. Deci, Sylvestre Clancier, născut în 19 iunie 1946, un autor francez, în traducerea lui Constantina Băluță, l-am găsit cu poeme în revista de la Satul Mare Acolada, revista condusă de domnul Radu Ulmeanu, numărul 8 din 2008, găsiți revista pe site și vă puteți bucura de o pagină întreagă de poezie semnată Sylvestre Clancier. Poate vă place și căutați și poemele sale în original, mulți știu, bineînțeles, limba franceză. Am selectat din acele multe versuri care sunt în revistă un poem mai scurt, ca să nu vă plictisesc. Repet, pentru cei care nu știu, întâlnirile noastre sunt sugestii poetice, nu vă oblig să citiți neapărat acești autori, nu vă oblig nici să vă uitați, dacă nu vă place, puteți să căutați orice altceva pe această frumoasă platformă Facebook. Deci, mă întorc la momentul nostru, Sylvestre Clancier, autorul francez, și versurile sună astfel. Poemul ăsta e al tău, îl scrii fără să o știi prea bine. Ești un scrib străbun cu chip necunoscut. Asta îți convine și continui să cauți adevărul care ai doma zăpezii, îți frige mâinile. Ce frumos poem și ce tulburător final. Bineînțeles că ne putem gândi la foarte multe lucruri, inclusiv la bucuria acestui dar pe care ne-l face autorul, nu? Spunându-ne nouă cititorilor, poemul acesta e al tău. Mulțumim domnule Sylvestre Clancier și mulțumim lui Constantina Băluță pentru traducere. Mergem mai departe, cum spuneam, trei autori. Cel de-al doilea autor pe care l-am selectat în acest moment este Claudiu Dogaru, actor și profesor de artele spectacolului la Universitatea de Vest, din Timișoara, evident, născut în martie 1977, în 9 martie, în fine, era prea mic ca să realizeze ce se întâmpla atunci, dar pe noi ne interesează poezia și versurile pe care o să vi le prezint sunt din revista de cultură europeană Arte, domnul Ionel Bota, director, revista în care am avut și eu bucuria să fiu publicată, dar acesta este alt număr, este numărul 2 din acest an sau numărul 41 în toată suita lor. Și iată versurile semnate Claudiu Dogaru.
aripa rănită se vindecă în ceruri. Zborul frânt reîntregește suita albă. Atât acest foarte scurt poem și încă unul, tot așa, condensat. Îmi simt trupul de vultur, dar am pierdut aripile când căutam ochiul, iar prada plângea că nu mai moare, cu lacrimi ce-mi zdrobeau genunchii. Iată ce imagini tulburătoare. Și în primul poem și în acesta al doilea, Claudiu Dogaru, dragii mei, sper că are și volume, poeme care ne străpung și eu zic că merită să le avem și acasă. Și triada noastră o întregim cu un autor născut în județul Neamț, Teodor Sandu. Acum am văzut pe pagina sa Facebook că locuiește în București, născut și el în martie, dar în 1970 și promovat de domnul Adrian al lui Gheorghe în revista de la Piatra Neamț, Conta, numărul 22 din 2016. Poemul din care am selectat versuri de Teodor Sandu se intitulează Privirile celor cu suflet frumos. Seara se sprijină pe umerii copacilor goi, îmbătrânită parcă cu atâtea umbre de stele, care îi curg din negocierile cu răsăritul. Nu înțeleg pe unde se ascunde speranța, pe care o văd întotdeauna agățată de cozile cometelor, ce zboară de a lumină după toate căutările înghițite de găurile negre. Am început să o țin de mână de ceva timp, cu toată neîncrederea că n-ar putea exista. Îmi spune că ea știe că nu trebuie să zboare și își caută cuibul doar în palmele desfăcute. Și mă opresc aici și sper că primiți și dumneavoastră, așa, cu palmele, cu inima, versurile și căutați singuri, așa cum vă spun mereu, poezii, să vă bucurați singuri în liniștea casei sau în acompaniament muzical. Acesta a fost momentul cu numărul 828. Eu, Armada Filipine, vă spun, țineți aproape de poezie, dragii mei, la bună revedere!